Ce? Mă inviți la un restaurant corean? Da, sunt de acord. Camil, tu și cu mine ne întâlnim de mult timp. Cred că e timpul să ne căsătorim și să avem cea mai frumoasă nuntă. Milana, ce nuntă? Încă suntem adolescenți. Oh, da, exact. Păi ne vom căsători peste câțiva ani. Îl invităm pe Hulk la nuntă? E cel mai bun prieten al tău. Dar cu siguranță nu o voi invita pe Mandy. Va strica totul. Da, sunt complet de acord cu tine. E foarte dăunătoare și ne certăm constant din cauza ei. Să ne promitem unul altuia că nu ne vom mai certa niciodată. Ei bine, dacă nu încep tu prima, atunci promit. De ce naiba stați aici iar? Sunteți surzi? Soneria a sunat. Mandy, ne urmărești? De ce apari în cel mai inoportun moment? Sunt administrator în campus și apar când e nevoie. Mandy, Camil și cu mine vom avea o nuntă curând, la care nu ești invitată. Ce? Ce nuntă? Nu sunteți destul de mari. Visezi. O să avem nuntă când mai creștem. Nu vei avea niciodată o nuntă. Și chiar dacă o faci, o voi strica. Îți promit. Camil, Milana, trebuie să vedeți asta. Unde s-a întâmplat? Vizători. Uite, Hulk, e foarte simplu. Pui un bețișor așa, al doilea așa. Apoi luăm tăiței și îi punem în gură. Iubesc tăiței. Te pricep la asta. In. Pune un băț așa, al doilea așa și luăm tăiței. Și apoi în gură. Bravo, Hulk. Un elev bun. Înveți foarte repede. In. Mă înveți să vorbesc coreană. Te voi învăța, dar fii pregătit. Coreana e foarte grea. M-am săturat. De ce e nevoie de bețișoare? E mai ușor să mănânci cu furculița. Privește și învață. Ia o furculiță, iei în ea, deschizi gura și mănânci. Delicios. Delicios. Nice. Ești prost. Nice. Ce faci? Dăm tăiței. Niciodată să nu mai mănânci tăiței cu o furculiță. Se mănâncă doar cu bețișoare. Clar? Clar. Cu furculița mănânci spaghetti. Da, care e diferența dintre spaghetti și tăiței? Una mare. Oh, sună Camil. Da, frate. Serios? Să mergem cu toții, băieți, să mergem. Ceva s-a întâmplat în campus. Vin. Bonca, n-ai uitat de petrecere, nu? Bineînțeles că nu. O să ne distrăm. Îl luăm și pe ăsta? Puzzle. Sigur, e parte din echipă. Din moment ce e membru echipei noastre, trebuie chemat. Hei, Puzzle. Ce-i? Te invităm la o petrecere privată. Da, frate. Pe scurt, poate nu ai auzit, dar repet, în fiecare săptămână avem o petrecere cu pizza acasă la cineva. Mâncăm în exces și bem cola. Da, e un tip fioros, ce faci? Apropo, am uitat să spun, intrarea se plătește, $10 de fiecare. Punca, zi $20. Goofy, nu fi obraznic, vii? Nu vin la petreceri de fraier nici pe gratis, pentru că eu nu-s fraier. Puzzle, nu vreau să te contrazic, dar deja ești un fraier. Altfel, profesorul Max nu ar fi pus tot ce e mai bun în echipa noastră. Pe cine numiți voi fraier iar, a? Nu mă urmați. Goofy, taci, o să strici totul.
Puzzle, așteaptă! Am uitat să spun, azi avem o promoție. Pentru începători, prima petrecere e gratuită. Uite aici! Ha, 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 ha! E în sfârșit data afară din campus. Așa și trebuie. Era timpul. Băieți, știe cineva de ce a fost exmatriculată? Probabil că a început din nou o confruntare și asta a primit. Nici eu n-aș vrea ca fotografia mea să ajungă în locul ei. Trebuie făcut ceva serios. Lasă-mă să trec. Mandy, fii atentă. Trebuie să știu ce se întâmplă aici. Oh, ce durere. Cred că o să plâng. Minus o tenismene. Yes. Mandy, chiar regreți că a fost exmatriculată? Sigur că nu. Nu-mi pasă. Trebuie să respecte regulile. Ne despărțim. De ce stați aici? Îl aduc pe proful Max. Bună tuturor! Sunt Chris și sunt noul capitan al echipei de tenis. Ea e Lola și ea e Laura. Cred că le știți deja. Ai auzit? Umflă buza! Eu sunt capitanul. O clipă! Dă-mi un motiv pentru care ar trebui să fii capitanul echipei. De exemplu, pentru că sunt frumoasă. Nu-i de ajuns pentru un capitan. Mi-ai văzut unghiile. Am o manicură grozavă. Lola, ești nebună? Avem nevoie de un capitan de echipă, nu de Miss Univers. Bine, sunt mai bună la tenis decât tine. Ce zici de asta? Nu contează, eu joc mai bine. Nu te da mare, Chris. Nu ești mai bună decât mine. Fetelor, nu vă mai certați. Eu voi fi capitan. Ce? Fată nouă, mai întâi învață să ții o rachetă. Și apoi deschideți gura aia mică. Pot ține o rachetă mai bine decât voi. Păi, poți face asta? Bineînțeles că pot. Sunt o tenismenă. Nu mă așteptam la asta. Poți să-ți miști fundul așa? Ce naiba! E un exercițiu inutil în tenis. Dar voi arăta că pot să fac și asta. Ai văzut? Asta o poți face. Făceam asta când aveam 5 ani. Nu voi arăta nimic acum. Arăt eu. Ușor. Știi să faci spagata? Oh, mă duc la ore. Și eu, de fapt. Țineți minte, eu sunt capitanul echipei. Vrei cola? Hei, prieteni, vă căutam. Oh, Dylan, salut! Imaginează-ți, Puzzle vine cu noi la petrecere. Da, prieteni, nu-mi pasă. Părinții mi-au cumpărat un Lambo. Tare! Serios? Da, vă zic, raliu, fraților, l-am condus. Ce tot îndrugi? Nici măcar nu ai permis. Și el conduce un Lamborghini. Nu îndrug nimic, de obicei urc la volan și conduc, fără permis. Păi și poliția? Ce-mi pasă mie de polițiști? Mă vor opri, îl vor suna pe tata și el mă scoate. Cool! Azi mergem la o petrecere în Lambo-ul lui Dylan. Hei, eu merg cu Dylan în față. Goofy, dar există doar două locuri în Lamborghini. Unul pentru Goofy și celălalt pentru mine. Voi luați autobuzul școlii. Cum poți dovedi? Unde e Lambo-ul? Unde? În parcare gratuită a școlii. Nu, Dylan? Nu. Atunci unde-i? E chiar aici, oameni buni. Aici e frumusețea mea.
Ești un idiot? Eu? Nu. De ce ne-ai spus de Lambo din parcare atunci? În primul rând, n-am zis nimic de parcare. Goofy a zis-o. Și în al doilea rând, era o glumă, omule. O să fie și un Lambo real. Răbdare, oameni buni. Idiot. Dylan, chiar te-am crezut că ai un Lamborghini adevărat. Petrecerea e anulată. Nu va fi pizza sau cola. Dylan, totul e din cauza ta. Ponca, stai, vin cu tine. Stați, prieteni, nu știți de glumă? Păi, Cati, nu voiam să mă părăsești. Hai, Cati, întoarce-te, Cati. Cati. Max? Jack, nu știi să bați. Max, plângi sau ce? Te-au supărat adolescenții? Nu am chef să vorbesc cu tine. Mai bine dă-mi un șervețel. Da, cu Max. Stai, nu plânge. Nu pot, hai mai repede. Ia. Max, vrei să te îmbrățișez? Poate o să te simți mai bine. Vreau, haide. Jack, ești tot ce mi-a mai rămas. Păi și antrenoare Cati? Ne-am despărțit, am lăsat-o. Oh, bine, bine, Max. Acum nu mai ești sub doc acum, omule. E mai ușor pentru mine. Ce e ofițerul Chuck? Ce, Max? Nu-mi pasă. Voi găsi o nouă antrenoare de yoga. Sau poate nu de yoga. Oh, Max, ești un tigru. Rrr. Să nu mai faci niciodată rrr. Mi-amintește de Katia mea. Ha, gata, am plecat. Hai, Max, îmi mărești salariul? Te voi îmbrățișa mereu. Ce naiba ai, Chuck? Sigur că nu. Oh, haide, Max, doar întrebam.